înainte. De ce se întâmplă? Dosarul ăsta n-a fost făcut să mă ardă, să mă aresteze. A fost făcut să mă șantajeze, să mă duc tot la el. De ce n-am început dosarul ăsta? Cioca, mă, aia e procuroarea lui, el, lui Cioca și cu asta, cu Cristea Luminița. Înțelegi? Păi până la urmă și acum pe aia o făcea jegoasă pe Cristea aia. Păi așa face el, ca să te instige, ca să zici tu ceva și după aia se duce să zici tu. Păi așa făcea la mine, cu Oana și cu Giruiela. Zice, zdreanța aia, nu-și dreanța, jegoasa aia de Giruiela, zice, a luat toate dosarele tale de la Văduvan ca să... să te ardă, să vadă unde te-a favorizat astea. Zic, poate mai bine să le deschide dacă nu s-a prescris, ca să-i ardă pe ea, că eu am fost defavorizat. Deci nu pot să cred așa, vorbea de Giruiela Diaconu, procurarea de la DNA. Băi, nebunule, tu nu înțelegi că pentru nevasta lui Oanea a creat jurisprudență să o ardă și pe aia, că n-a putut să-l ardă pe Oanea. Păi pe mine m-a pus să reclam pe Oana la București, dar eu nu l-am reclamat cu fapte penale, că nu-mi face mie dosarul, că e obedient, că... Bine, asta și ce am trebuit să ia lucrurile Oana? În puciuri. Deci eu mi-am dat seama de vreo două luni, dar n-am mai putut, eu n-am mai putut să scap de el. Deci n-am mai putut, ți-arăt mesaje, unde vin, ne întâlnim, ne vină, pe decolam de la turnul Severin și ziceam că fac o oră 40 de minute. În 20 de minute, unde ești, ce faci? Și trimiteam poze din avion, lasă-mă frate, că ca dracului cu ăsta. Dar dispărat negru. Băi, frățiorul, așa ceva n-am.